Liviu Dragnea, atacuri dure la adresa Dina Dupie sublinierea de la Instanc, ce spune despre martorii care au depus mărturii împotriva lui, motive de îngrijorare. Eful PSD, Liviu Dragnea a lansat noi acuzații dure la adresa celor de la Direcția Națională Anticorupție, DNA, imediat după ce a ieșit subliniere IT de la Instanța Suprem. Dragnea e convins că este o cintană în acest proces, sublinierea a avertizat sublinierea pe cei care au depus mărturie în instanță împotriva lui. Eu sunt un om normal, nu Dumnezeu. Nu a spus niciunul. Eu am fost în acea subliniere sal cu ei, nu am auzit. Există un motiv de îngrijorare ce nu pot să trec de voi. Sunt o cinta DNA. Eu înainte de a merge la proces nu vorbesc, a tunat Dragnea, care a vorbit sublinierea despre jandarmeria prezent la înalta curte. Nu are nicio legătură cu jandarmii. Întrebați sublinierea fi jandarmeriei, credeți ce i-am sunat astăzi dimineac, a mai spus Dragnea,